Nu putem sta izolați la nesfârșit. Mai bun a fost modelul suedez. Este părerea unuia dintre cei mai cunoscuți chirurgi din România. Profesorul Irinel Popescu de la Fundeni atrage atenția că mortalitatea este mai mare la operații de când a apărut COVID. O mare problemă în spitale este că medicii nu se pot baza 100% pe rezultatele testelor. Frica este un sentiment pe care nu ne permitem să-l avem, mărturisește profesorul Irinel Popescu. Profesor, mărturisesc că a fost un șoc pentru mine să văd holurile la Fundeni pustii. Unde sunt bolnavii? Da, bolnavii, sigur, încă operăm, activitatea în spital se desfășoară, dar la un ritm mai redus decât altă dată, de aceea nu mai e nici aglomerația cu care erați obișnuită. S-a spus foarte des în această perioadă că o parte din bolnavi, în mod cert, au avut de suferit din cauza reducerii activității medicale. Operațiile, cele care nu pot fi evitate, se fac. Urgențele nu sunt niciodată nici refuzate și nici neglijate în ce privește cancerul. Câte operații făceați înainte și câte ați făcut anul acesta? No, volumul operator s-a redus undeva cu 60, poate 70%. Au murit mai mulți oameni anul acesta? Ce pot să vă spun din chirurgie? Că mortalitatea la pacienții infectați COVID și operați din motive de forță majoră, deci operații de urgență, mortalitatea este cu siguranță mai mare, din păcate. Se mai fac transplanturi? Da, transplanturi s-au făcut pentru că bolnavii pe lista de așteptare, evident, sunt cazurile cele mai grave și care nu pot aștepta. Numărul donatorilor a scăzut și numărul donatorilor a scăzut în primul rând datorită scăderii activității în spitalele din care proveneau donatorii. Deci, câți oameni sunt pe lista de așteptare? În mod obișnuit erau 450, între 450 și 500. Poate că numărul lor a crescut pentru că numărul de transplante a fost mai mic. V-a fost frică la vreo operație că vă infectați? Nu, asta e un sentiment pe care nu ne permitem să-l avem, pentru că nu numai la operații ne putem infecta, ci și la consultul simplu. V-ați testat? A, sigur, în fiecare săptămână. Faptul că nu poți să ai 100% încredere într-un bolnav testat și te poți să zică că de fapt e infectat, asta creează mari probleme pentru noi. Vă pot da un exemplu recent al unui bolnav care venise dintr-o altă clinică, din Spitalul Fundeni, și cât fusese internat acolo, fusese testat de două ori. Pentru o inspirație, așa, un om din echipa noastră, implicat în tratamentul și îngrijirea cazului, a hotărât cu o zi înainte de operație să mai testeze încă o dată bolnavul. Și în ziua aceea a devenit pozitiv. M-a marcat puțin. A doua zi dimineață și medicul de care vorbesc a devenit pozitiv. Din cauza contactului cu acel pacient, adică nu a fost prea repede? Nu, au fost și alți pacienți. Cum se poate opri totuși explozia infectărilor? Eu nu sunt într-o poziție de decizie și slavă Domnului că din punctul ăsta de vedere pot să-mi permit să am o părere personală. Până la urmă, deocamdată cel puțin, rămân la părerea că cel mai bun model a fost modelul suedez, cu condiția să existe o disciplină impecabilă a populației. Pentru că un asemenea model poate fi aplicat și economia poate funcționa și viața se poate desfășura aproape de normal, cu condiția ca persoanele vulnerabile să știe că necesită un regim special, deci trebuie să stea în izolare. Asta înseamnă bătrânii imunodeprimați, toți cei expuși la risc. Iar persoanele care funcționează trebuie să păstreze distanța, trebuie să poarte mască, trebuie să se spele pe mâini, să păstreze o igienă impecabilă. Și de aici încolo, până la urmă, în termen lung, ajungem în aceeași situație în lupta cu pandemia. Fie că ne izolăm, pentru că nu putem sta la infinit izolați, omenirea se închide și nu mai funcționează, și mai curând, fie că înfruntăm maladia, păstrând însă un grad de disciplină cât mai mare. Care este adevărul în legătură cu paturile de terapie intensivă? Suntem foarte aproape de limita paturilor alocate bolnavilor COVID. Suntem într-o situație critică sau s-ar putea aloca paturi ATI din spitalele non-COVID pentru bolnavii de COVID în stare gravă? Până la urmă, sigur că se vor aloca paturile din spitalele non-COVID. Asta cred că nu intră în discuție.
Știți bine că sunt țări mai avansate decât România care au trecut printr-o astfel de criză. Italia e exemplul cel mai des menționat. E o greșeală faptul că s-au făcut spitale COVID și spitale non-COVID? Unii spun da, că trebuiau să-și asume toate spitalele COVID-ul, făcând circuite separate și gestionând în mod global problema, dar nu sunt în măsură să răspund eu la această. Se va ajunge ca toate spitalele să aibă pavilioane COVID? Dacă numărul cazurilor va crește, în mod cert se va ajunge. Ce mesaj aveți pentru pacienții care au nevoie de îngrijire urgentă, dar se tem să vină la spital din cauza COVID? Riscul de a se infecta în spitale, după mine, nu e mai mare decât riscul de a se infecta în colectivitate sau chiar acasă. Mergeți la supermarket? Din când în când, nu sunt eu însărcinat în familie, să zic, cu această activitate, dar nu am o reținere și acolo, cred că riscul nu e mai mare decât în alte locuri. Siguranța absolută nu există nicăieri, așa că de aceea apreciez modelul în care se merge pe normalitate și pe funcționarea societății, dar a unei societăți mult mai disciplinate care ține cont de realitățile epidemiologice. Te poți proteja cu adevărat, în mod real, în metrou, în tramvai, în autobuz? În metrou, da, în mijloacele de transport în comun aproape imposibil, după mine. Aici e zona cea mai sensibilă, după părerea. Dacă ați avea acces la vaccinul rusesc, vi l-ați administra? Nu știu, aici mai întâi că aș avea nevoie de niște certitudini de la nivelul Agenției Naționale a Medicamentului, al Ministerului Sănătății, deci al specialiștilor care să certifice validitatea acelui vaccin. Altfel, sigur că l-așteptăm cu toții, dar, vedeți, aici e un fel de fata morgana, cu cât ne apropiem, cu atât se depărtează.